atenția pentru a preveni, pentru a ne informa și pentru a face ceva să evităm în timp ceea ce se numește cancer mamar. În această zi minunată, Asociația Redescoperă Fericirea Stop Cancer, împreună cu o echipă de specialiști, de voluntari, a organizat această conferință cu scopul de a ne expune la informație de specialitate, cu scopul de a ne întâlni pacienți, aparținători, persoane care vor să se informeze, să ne întâlnim cu medicii care ne pot răspunde la întrebări, care ne pot orienta într-un cadru prietenos, într-un cadru informal, în care să putem adresa întrebările pe care poate în cabinet ori nu avem răgazul, ori nu avem curajul, ori nu știm exact în acel moment plin de emoție ce întrebare să adresăm. Așa că astăzi, cei care ați venit aici, sunteți în cel mai potrivit loc să adresați acele întrebări care vă spuneau undeva în spatele linii, să cereți informația pe care aveți nevoie sau să clarificați ceva ce vă doriți să clarificați. Aș vrea să dăm un rând mare de aplauze înainte de orice, Ioane Mureșan, președinte Asociației la ce au apelat, ce le-a fost de folos și cum vă sfătuiesc și pe voi să procedați în cazul în care voi sau cineva apropiat ajunge să se confrunte cu astfel de situație. Niciodată o astfel de veste nu vine frumoasă și roz. Și vă mărturisesc că în urmă cu 12 ani și eu am primit o astfel de veste, un diagnostic oncologic. Nu era cancer mamar, era altă formă. Și știu pe propria piele că negarea este primul pas atunci când vine un astfel de diagnostic. Cu atât mai mult dacă este o lipsă de informare sau o neîncredere în sistemul medical, tendința de a ne izola și de a ne retrage este prima tentație ce ne este la îndemână. Încă o dată spun felicitări și mulțumim Asociației Redescoperă Fericirea că an de an, din 2016 încoace, ne pune față în față cu medicii în diferite contexte care ne ajută să creăm punți și de încredere și de susținere și mai ales de coordonare și de informare. Pentru că atunci când vine un astfel de diagnostic să îl privim cu mai puțin scepticism și să avem mai mult curaj, mai multă încredere, să mergem către specialiști, să mergem către oameni care asta studiază, asta cercetează, asta practică zi de zi. Și primul specialist pe care îl vom avea aici în față este o doamnă doctor foarte apreciată. De altfel este primul medic român atestat internațional de către Societatea Europeană de Imagistică a Sânului. Este medic primar radiologie imagistică medicală. Este doctor cu laude în medicină. Este fondatorul clinicii MedImaj Semnologie Imagistică, clinică ce rămâne și după 12 ani de la înființare, singurul centru din Cluj-Napoca dedicat imagisticii semnologice. Performanța colectivului de medici recunoscută pe plan național și internațional, devotamentul față de pacienți și omenia au făcut din MedImaj un brand sinonim cu excelența. Cine a vrut să-și facă o programare la doamna doctor Angelica Chiorean știe cât de lungă este lista de așteptare. Așa că vă rog să-i dăm un rând special de aplauze, un rând de mulțumiri speciale că și-a acceptat invitația noastră să fie aici. Și o invit în aplauzele tuturor pe Angelica Chiorean. Să încerc în câteva minute să
care sunt în stadii incipiente. Stadii incipiente doar datorită unui screening corect, efectual și personalizat. Care ar fi metodele de screening și diagnostic? Ar fi mamografia, ecografia și unul în rezonanța magnetică mamară. Da. Aveți în imagine aparatul de mamografie, aparatul de ecografie și rezonanța magnetică mamară. Aparatul de RM seamănă foarte mult cu cel de CT. Atenție însă, chiar dacă seamănă, tomografia computerizată nu este bună pentru diagnosticul cancerului de sân, este bună tomografia pentru stadializare. Adesea pacienții ne spun, am făcut deja RM și este de fapt vorba despre CT. În 2024 nu se mai folosesc aparate non-digitale și screening și avem mamografia 3D, care, o să vedeți, ajută mult și crește performanța diagnostică. Avem ecografia mamară și rezonanța magnetică. Și azi avem o soluție pentru persoanele care au contraindicație pentru rezonanță magnetică, este mamografia cu contrast. Contrastul este diferit. La rezonanță avem pe bază de gadoliniu, în timp ce la mamografia cu contrast este pe bază de iod. Deci avem soluții pentru pacienții cu contraindicații sau cu claustrofobie. Din păcate, nicio metodă nu este perfectă. Observați, mamografia este puțin utilă în sânul dens. Ce înseamnă sân dens? Înseamnă un sân alb pe mamografie, adică puțin gras, înseamnă un sân tânăr. Și de ce este puțin performantă? Pentru că majoritatea cancerilor de sân invazive sunt albe, ne dau o pată albă. Sigur că o pată albă, într-un fond negru, cum este sânul gras, se va vedea ușor. În timp ce într-un sân alb, nu ai cum să-l vezi. Deci, într-un sân alb, avem nevoie de ceva în plus. Avem nevoie de ecografie sau remen. Dar vedeți că nici în sânul adipos, mamografia nu vede chiar toate cancerele. 10-15% nu se văd. Deci, un mamo normal nu exclude un cancer invaziv. Da. Mamografia 3D ne ajută mult. Este vorba, de fapt, de tomosinteză și este utilă în sânul dens, în sânul glandular sau predominant glandular și reușește să detecteze în plus de 3,5 ori mai multe cancere decât mamografia 2D. Deci, dacă putem, putem folosi în screening chiar o mamografie 3D. Toată lumea ne întreabă de iradiere și aș vrea să țineți minte, iradierea mamografiei este extrem de mică. 0,04 milisievert, comparativ cu anumite tomografii computerizate, unde iradiarea ajunge la 20-30 de milisievert. Este doar puțin mai mică comparativ cu osteodensitometrie. Și beneficiul este gigant. Deci merită făcută. Un exemplu clasic de cancer de sân, o steluță albă. În acest caz foarte ușor vizibilă, în sânul stâng, superior. Sau un alt tip de cancer de sân. Vedeți aceste mici pete albe strălucitoare? V-am pus un exemplu foarte clar, dar uneori vedem doar 5 puncte micuțe. Sunt depozite de calciu sub 0,5 mm și pot fi singurul lucru care vezi într-un cancer de sân, adesea stadiu 0. Acest tip de cancer îl văd pe mamografie chiar într-un sân dens și nu îl văd la ecografie, chiar dacă știu ce sân este și în ce cadran. Deci un eco normal nu înseamnă că persoana nu are cancer. Ecografia reușește să vadă aproximativ 70% din cancere. Deci un eco normal nu exclude cancer. Vine pacienta și ne spune, eu vreau doar o ecografie de sân, înseamnă că ea chiar cancerul stadiu 0 pierde. Deci trebuie făcută mamă dacă persoana are peste 40-45 de ani. Aveți în imagine două tipuri de leziuni complet diferite.
punctul nostru de vedere la ecografie. În primul caz, avem un cancer de sân clasic, imprecis de limitat, cu această umbră posterioară neagră, un cancer invaziv. În a doua imagine, din păcate, este tot un cancer, chiar dacă pentru unii, la prima vedere, pare un triplu adenom. Și nu este un cancer plân, este un triplu negativ. Deci este un cancer foarte agresiv. Cancerele cele mai agresive nu seamănă cu cancer. Avem o multitudine de produse de patiserie. Toate arată diferit. Par bune, dar poate unele nu ne plac. Ne mirosim, poate la unele nu ne place mirosul. Ne atingem, poate unele sunt prea dure și nu ne plac. Ce facem să știm dacă ne plac sau nu? Folosim senzația olfactivă, vizuală, tactilă. Dar uneori, în final, tot avem nevoie să le gustăm, să luăm o bucățică din ele. Deci avem nevoie de tehnici suplimentare și, în final, de biopsie. Ce tehnici suplimentare avem în cazul ecografiei? Avem doctor care ne arată vasele și avem elastografia care ne arată duritatea. Multă lume crede că dacă într-un nodul sunt vase, e cancer. Nu. Și un nodul nu are vase. Altfel s-ar necroza. Ne interesează densitatea, dispoziția vaselor. Chiar și vârsta pacientei mondiale. Și vârsta nodului. La elastă, un nodul dur nu ne place. E simplu că nodulul se simte la mână. Dar ce facem când descoperim un nodul care nu-l palpă? Avem nevoie de elastă. Elastă ne spune, e moale, scade suspiciunea, e dur, crește. Culoarea are importanță, din păcate încă nu s-a standardizat cum să colorăm durul. Cei care au inventat dinamnii au zis durul e albastru. Cei care au inventat supersonic au zis noi codăm durul roșu. Deci nu voi uitați la durul. Rezonanța magnetică este metoda cea mai sensibilă să vadă un cancer de sân. Are dezavantajul că e scumpă și mai puțin disponibilă. Dar probabil e viitorul. Și nu se poate diagnostica un cancer de sân fără să avem o stadializare locală, fără remed și adesea cu urmărire a răspunsului la tratament curent. Se face întotdeauna cu contrast intravenos pentru diagnosticul de tumoră. Nu facem contrast intravenos când evaluăm un implant. Contrastul cu gadoliniu, nu-i cu iod. Este indicată în screening-ul pacienților cu risc și se face anual, adesea după 30 de ani, alături de mamă. Se face, de exemplu, la pacienții cu carcinom lobular in situ, ca și screening în viduri, obligatoriu în evaluarea loco-regională și ideal în evaluarea răspunsului la tratament. Vede prima dacă pacienta răspunde la tratament sau nu, mai repede decât mamă sau eco și pot schimba o terapie agresivă inutilă din timp. De exemplu, cum arată un cancer mamar la rene? Foarte mic, în sânul stâng, cu un ganglion mare în axilă. Aici totul se bazează pe contrast. De aceea trebuie să programez corect pacienta în săptămâna a doua de ciclu. Iar ca să diferențiez dacă e un nodul suspect sau nu, mă uit la cum arată, cum e conturat, cum e delimitat și, doi, cum intră contrastul și cum iese din nodul. Și așa îl încadrez în benign, intermediar sau suspect. Când am contraindicații pentru reme, am această soluție și să știți că e extrem de utilă în multe situații. Sunt situații în care se folosește în screening. Lumea e foarte mulțumită și sunt pacienți care iubesc mamă cu contrast spre deosebire de reme. Lor li se pare simplu, se poate face pe loc, nu trebuie programare, nu prea se ține cont de ciclu, dar aici contrastul e alt. Contrastul este pe bază de iod, exact ca la tomografia computerizată. Și sunt două imagini și vedeți, în acest caz, într-un sân dens, cancerele nu se văd și ce ușor se văd pe mamografia cu contrast. Și așa trebuie să lucrăm noi. Și unii avem șansa să lucrăm așa, să avem în față mamografia 3D, să avem ecografie cu elastă și doctor și rezonanța magnetică mamară.
Ce facem noi? Analizăm prima metodă, observăm ce leziuni vedem, încercăm să le găsim la ECO, uneori nu le vedem, dar vedem altele la ECO și în final ne uităm la RME. Și ne facem o hartă, o schemă exactă a leziunilor și le încadrăm într-un grad de suspiciune în funcție de, o să vedem, clasa virală. Mai nou este și inteligența artificială, utilizată nu doar în îmbunătățirea imaginii, calității imaginii, pentru că cât am o imagine mai clară, pot să văd conturul mai clar și uneori doar niște spicul mici îmi cresc suspiciunea și îmi schimbă încadrarea din benic în suspect. Și avem inteligența artificială în diagnostic. Deocamdată mai bun e în mamografie pentru că e standardizată și ne ajută. Ne ajută alături de ochii noștri să încercăm să vedem cât mai multe cancere vizibile mamografic. Și avem această concluzie. După ce am făcut tot ce am făcut, mamă, ECO sau mamă, RME, trebuie să avem o concluzie finală. Și Colegiul American de Radiologie a propus această încadrare virală. Vine de la Breast Imaging Reporting and Data System și, practic, s-a propus pentru a omogeniza terminologia folosită în toată lumea, să vorbim aceeași limbă, în final să tragem o concluzie și oriunde lumea asta cineva merge cu un rezultat de la noi, să știe că bira 3 înseamnă 98% benign, bira 4 suspect și 5 sugestiv de malignitate și mai mult decât atât, după ce am încadrat virar, știu și ce am de făcut. Nu pot urmări un bira 4 sau un bira 5. Trebuie să biopsiez. Un bira 3 pot urmări, dar nu pot urmări un bira 3 dacă am un bira 5. Așa? În acest fel, toți știm ce avem de făcut. Protocoalele sunt diferite în funcție de țară. Screening-ul începe în anumite țări la 40, în alte țări la 45-50, poate fi anual, la un an și jumătate sau la 2 ani, se oprește la 70 sau 75 sau nu se oprește niciodată și este complet diferit la pacienții cu risc, în care situație vom începe la femeie cu risc, la 20, 25 sau 30, sau în aceste situații trebuie să știu gradul de risc, trebuie să știu ce mutație are pacienta, dacă are mutație, știu că în infraomenii nu voi folosi mamă, voi folosi doar RME, pentru că iradierea în aceste situații este contraindicată și toate acestea mă ajută să personalizez screening-ul. Nu e normal ca o femeie să facă mamografie odată la 2 ani, când are un sân dens și să nu-i fac un eco. Deci screening-ul corect în 2024 este personalizat. Este foarte important să facem tot ce trebuie să vedem un cancer de sân la timp. L-am văzut, l-am încadrat virat și trebuie să-l încadrez și să-l stadializez. Pentru că știți, sunt 4 tipuri de cancer de sân. Este triplu negativ, HER pozitiv, luminal A, luminal B. Tratamentul este complet diferit, trebuie să știm cu ce începem. Sigur, vom trimite la oncolog. Și ca să se știe care este primul pas, trebuie să am un diagnostic histopatologic corect. Am două variante, cum să aflu ce tip de tumoră este. Fac biopsie percutan, prin piele, una, sau trimit ca acum 30 de ani la chirurg, să fac anestezie generală, să dau o felie. Riscul de diseminare e minim și există în amândouă. Și similar. Mai bine fac o anestezie locală, evit vasele, iau o bucățică mică, trimit la chirurg și aflu ce am de făcut mai departe. Deci fac biopsie. Cum ghidez biopsia? Pe vremuri, leziunea se palpa și biopsia se făcea clinic ghidat. N-am să fac clinic ghidat acum când am ECO sau mamă. ECO de ce? Să intru în zona cea mai agresivă, să nu intru în zona necrotică, să evit vasele de sânge, să n-am hematom. Deci am 3 metode de a ghida o biopsie. ECO, preferată, pentru că e o metodă în timp real, eu văd tot timpul acum, intru unde vreau eu, mamă, când o folosesc, când nu văd cancerul la ECO. Și RME, când nu văd leziunea. Nici la ECO, nici la mamă.
Din păcate, biopsie ghidată RME, în prezent, din cunoștințele mele, în România nu există. Și am trei tipuri de acid. Am puncția CITO, care folosește o seringă, încearcă să scoată celule, dar este mai puțin utilizată în prezent, pentru că are un procent foarte ridicat de rezultate fals negative, 25-30% și 5% fals pozitive, eu nu mai folosesc deloc. Microbiopsia, care scoate bucățele mici de țesut, dacă a intrat corect, nu poate greși, și noi vedem unde intră, deci procentul de rezultate reale este foarte mare, și avem macrobiopsia sau cea asistată cu vacuum, care este indispensabilă în microcalcifier. Nu pot să fac o microbiopsie în microcalcifier, pentru că voi avea un rezultat discordant, fals negativ sau subgradat. Deci macrobiopsia o folosesc în leziune foarte mici, sub 5 mm, și microcalcifier. Alte indicații sunt mai rare, distorsiuni și așa mai departe. Mai mult decât atât, macrobiopsia este folosită în prezent în excizia de tumori benigne. Cu anestezie locală, cu un alt, cu o incizie de 3-4 mm. Și este în studiu, în mai multe triale lume, în cancerele mici sau în cancerele mari, unice tratate neoadjuvante. Și rezultatele par foarte bune dacă sunt efectuate aceste excizii de către radiologi cu experiență medicală. Aici, de exemplu, o biopsie clasică și vedeți leziunea este cea mai rotundă, a fost un cancer foarte agresiv, deși vedeți, nu este liuță, și altul care este liniuțată. Vezi exact unde ești. Biopsia cu vacuum necesită acest aparat de vacuum. Din păcate, pistoalele sunt extrem de costisitoare și totul de mică utilizare. Folosim sub-eco și folosim sub-mamă. Toată lumea ne întreabă dacă există risc de diseminare. Și sunt numeroase publicații în care se compară, de exemplu, riscul de diseminare pe traiectul de punție. Cum poți să afli dacă e un risc mai mare sau nu? La pacientele operate cu sector, nu cu mastectomie, s-au comparat în acest studiu publicat într-o revistă americană de chirurgie câte doamne au făcut recidivă, care au făcut biopsie și care n-au făcut. Și au făcut toate sector. Cum mai că numărul de recidive locale a fost chiar mai mare, foarte puțin în cele care n-au făcut punție percutană. De ce? Pentru că noi încercăm să mergem pe calea cea mai scurtă. În mod normal însemnăm zona respectivă și chirurgul excizează traiectul de punție, face pacienta uneori chimio, face radio și riscul de recidivă astfel este similar sau chiar mai mic decât în cazul intervenției chirurgicale clasice. Și am ajuns la un moment, să știți, dificil și pentru noi. Știm ce este, a venit rezultatul și trebuie să dăm veste. Nu e ușor. Și în final avem o echipă. Și din echipa asta, probabil, și cu siguranță cea mai importantă pentru este pacienta. Și avem nevoie de oncolog, de chirurg, de radioterapeut, de psiholog. Și uneori și de chirurg plastician. Eu sper să nu avem nevoie de chirurg plastician, să nu avem nevoie de reconstrucții. Noi vrem să descoperim cancere mici, care nu sunt tratate cu chimio, care sunt tratate cu sectoare, nu cu intervenții mutilante. Și atunci avem nevoie de un screening. De un screening corect efectuat, personalizat. Vă mulțumesc! Eu aș vrea să încă pe doamna doctor. Mi-a produs o emoție reală prezentarea dumneavoastră, pentru că am parcurs împreună cu dumneavoastră toate etapele, de la diagnostic până la pregătirea pentru operație, harponul, și vreau să vă mulțumesc încă o dată.
pentru că o faceți și în continuare monitorizarea foarte atent și foarte profesionist și dați încredere și liniște și de asta vin în continuare la dumneavoastră. Apropo de felul în care ți se comunică vestea, eu am primit-o la Brașov, ceva de genul, fata mea e cancer. Du-te unde crezi și fă ce vrei. Deci, exemplu, nu faceți ca ei. Eu vreau să vă întreb acum, am făcut și teste genetice. Da. Și nu am nicio problemă genetică. Fata mea ar trebui să facă, sau când ar trebui să înceapă să își monitorizeze? Există vreun risc? Deci dacă nu există factor genetic, dacă n-a fost în cancerul meu... Chiar dacă testul genetic a ieșit negativ, se consideră totuși un pacient cu risc. După ghiduri se începe screening-ul cu 50 ani înainte de diagnosticul unei de grad 1, sigur la tinere cu ECO. În practica zilnică adesea avem paciente la care fetele fac cancer de sunt cu 30 de ani înainte și mai rar avem și cazuri în care am pus diagnosticul la fetiță și după 3-5 ani la mămică. Deci dacă mă întrebați pe mine, un eco nu-i nociv, nu-i niciodată prea de vreme. Un eco. Mulțumesc mult! Da. Eu am o întrebare legată de procedura aceasta care foarte grea de personalizarea fiecărui caz. Da. Cu asta ne confruntăm, de fapt, nu? Și care credeți că sunt soluțiile pentru ca sistemul medical să adopte un screening personalizat pentru fiecare pacient? Noi trebuie să decidem cum facem screening-ul. În screening trebuie să ții cont de tipul de sân, dacă eu sunt dens, trebuie să ții cont de factorii de risc. Dacă este o mutație genetică, obligatoriu să ai NCCN, ghidul american, care spune exact în fiecare mutație ce să faci și la ce interval, chiar și pe organ. Da? Și remediu, care, dacă eu sunt, care noi simțim ca medici că e dificil de examinat și eco extrem de heterogen, de pătat, mozaicat, eu sunt normal, dar așa e tipul ei de sân. Și simți că pot să nu vezi cancere sub un centimetru, mai bine e niciun VM. Noi încercăm, că numai noi putem, nu asistentul, numai noi, medicii, și e bine ca toate examinările să le facă același medic. Cred că pierde foarte mult pacientul, așa cum se întâmplă în anumite orașe, în eco face cineva, mama altcineva, cine face mamă nu știe eco sau cine a făcut eco nu știa mamă că face un medic care nu-i radiolog și face doar eco, nu înțelege ce s-a văzut pe mamă, nu este. Cred că e bine să mergeți la senologi în care același medic înțelege toate cele trei metodele. Și are experiența cu asta. Exact, să fie senolog. Nu să le știe. Este o mică, care vede abdomenul sau pelvisul, o le vede pe toate, nu are atâta experiență pe care un medic care este focusat și care asta face toată ziua. Deci trebuie să mergi pe nivel de expertiză. Dacă ai o problemă la sân, atunci trebuie să cauți un magistician, un radiolog, care asta face toată ziua. Pentru că șansele de a descoperi ceva care este intraclinic, că pe asta merge, sunt mult mai mari în felul ăsta. Cancerele mici subtile nu se le vadă cineva cine nu are experiență. Doi, cancer agresiv seamănă cu fibroadenom. Cine nu are experiență de fibroadenom. Și mai sunt lobulare care nu se vede. Alea trebuie să experiență, sunt subtile. Și acolo e important în lobulare, foarte important femeie. Noi indicăm foarte mult femeie și știm cine indică și face femeie, știe că nu poate fi femeie. Cine nu indică, nu știe ce pierde pacientul. Și cu vestea chiar cred că e foarte greu și pentru noi. Eu am o soră cardiolog și ea zice că n-am mai face medicină. Pentru că vede prea multă suferință. Când mai în fază în față care știi că ai găsit un cancer mic, în ziua aia știi că n-ai muncit degeaba. Chiar ai salvat o viață. Dar e foarte greu să dai această veste când vezi că e un stadiu avansat, un pacient a fost și, da, s-a greșit, te doare și pe tine.
Am văzut acolo în spate o mână ridicată cu o întrebare. Mai am și iată să înțeleg de mult afecteană respunși faptul că ai în familie, pe copiere, moarta, care a fost bolnavă de leucemie de carmină, a fost să se naște doi copii sănătoși, al treia proiectul de stresul. Stresul crește, îi spune, de ce trebuie să peste tot în toate studiile. Ai înregistrat cumva boala? Boala? Da. Nu știu dacă boala sau geneza, de fapt, știți? Că un moment de imunitate redusă și atunci stresul incriminat. Și în general vedem cancer. Poftiți? Genetic, cum și negativ? Da, sunt multe, de fapt, tinere diagnosticate cu cancer de sân și cele mai tinere, culmea, sunt fără risc genetic. Așa spun și studiile și publicațiile. Vorbiți mai tare, vă rog. Vorbiți mai tare, vă rog. În cazul mutațiilor genetice, pe rece au urmărirea la fetiță, cam de la ce nu știu să face? În cazul lui Ianca a fost negativ la mutații genetice. În cazul meu este un caz pozitiv la pe rece au urmărirea. Recomandarea dumneavoastră... După 30 de ani, Ghidul NCCN ne-a spune exact ce-i de făcut. După 30 de ani, recomandarea este de mama anual și rămânea numai cu contrast. Și aici aș vrea să atrag atenția că sunt medici care indică doar pe BRCA1 și 2. Și pacientul este foarte mulțumit că eu nu am mutație genetică. Dar BRCA1 și 2 acoperă, din câte știu eu, doar 47% din mutații. Deci nici jumătate. Da. Deci acum apar sunt genele astea cu penetranță majoră. BRCA1 și BRCA2 sunt numai două linii care ne modifică conduita de tratament și ne modifică cumva și urmărirea pacientelor și consilierea pacientorilor. Deci acum sunt deja șase gene. Șase gene ne modifică total modalitatea în care noi abordăm pacienta după acea mamă. Acum, și remea, după 30 am luat. Și aici intră în discuție mastectomia cu prima cultură. Absolut. Mastectomia. Deci dacă la pacient este diagnosticată cu cancer și pacient are această mutație de penetranță majoră pentru genele care au important. Deci acestea șase de care vă spun, la conduita este asta. Mastectomia și mastectomia contralaterală. Care se poate face din permiteți, cele șapte teste
pentru că atunci nu este narrația. Dacă ați venit cu narrația, atunci mergeți în departe la oncolog și medicul oncolog o să vă recomande ceea ce vreți să faceți în departe. La medicul dumneavoastră. Da, da, puțin. Mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Sunt convinsă că o să mai vină întrebări pe parcurs. O să le aveți pe doamnele doctor aici la sfârșit. Să mai interacționați. Așa că noi mergem în rând, fie că sunt flash mob-uri care aduc împreună în colaborare medic-pacient, fie că sunt aceste conferințe de informare, fie că vine ca și susținători an de an aici la noi în sală și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Este medic primar cu radioterapie la Institutul Oncologic profesor dr. Ioan Filipuță din Cluj. Este coordonator al secției de radioterapie 1, cercetător științific, are următoarele domenii de activitate și de interes. Diagnosticul și tratamentul multidisciplinar personalizat al tumorilor mamare, tehnici moderne de radioterapie, asigurarea și controlul calității în radioterapie, tumori rare, evaluarea calității vieții în situații oncologice. Vă rog să o primim cu rând mare, 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 mare. Îi mulțumesc Ioanei, Mirelei, doamnei Blana, mulțumesc tuturor că sunteți aici, că sunteți așa puternici și optimiști și încrezători și că ne dați și nouă medicilor și personalul medical forța de a merge mai departe. Fiecare zâmbet și fiecare gând bun pe care dumneavoastră mi-l adresați este un imbol fantastic. Și sigur că radioterapia, poate că unii dintre dumneavoastră ați parcurs-o, alții nu. E o specialitate de care nici eu nu știam mare lucru atunci când am ales-o, dar care s-a dovedit, cred că Angelica nu te șoresc. Așa, așa, ceva. Așa. Și care s-a dovedit, de fapt, o specialitate fantastică. Și vedeți aici, din graficul ăsta, că alături de chirurgie și de tratamentele sistemice, că acum nu mai vorbim numai de chimioterapie, ci de tratamente sistemice, radioterapia este un pion esențial în tratamentul multidisciplinar, multimodal al pacientului cu cancer. Și în asociere cu celelalte tratamente, face ca țintele astea extrem de rezistente la tratament, cum sunt hipoxia, cum sunt reparate, cum este heterogenitatea tumorală, să fie atinse și să fie de cele mai multe ori sperăm noi învinse. Deci, da, frumos că sunt lucruri pe care nu le îndoamnesc. Bun. Și atunci vorbim despre radioterapie și trebuie să știți că radioterapia este recomandată la peste 60% din pacienții cu tumori maligne și că 40% din ei se vindecă datorită acestui tratament loco-regional. Și mergem în spate. O să trecem așa pe rând cu timp câteva lucruri despre radioterapie ca să ne înțelegem rolul echipei multidisciplinare, de ce facem, când și cum facem radioterapie. Ea cu o recomandă. Sigur că fiecare tratament vine și cu efecte secundare și vedem cum le putem gestiona. Urmărirea pacientului începe să face cât de des și cum. Și dacă s-au întâmplat lucruri importante în ultimele două decenii, sunt acestea două, adică managementul centrat, s-a trecut de la managementul centrat pe boală, la managementul centrat pe pacient și pe nevoile lui. Deci tot ce facem noi ca și tratament, ca și diagnostic, ca și urmărire, toate procedurile pe care le facem sunt centrate pe nevoile pacientului și vedem că este o revoluție tehnologică fantastică. Ați văzut că doamna dr. Fioren a spus că se bazează diagnosticul pe tehnologie și pe expertiza medicului, bineînțeles. Toată această revoluție tehnologică în diagnostic, în tratament, are impact asupra tratamentului.
tratamentelor care sunt din ce în ce mai individualizate. Și sigur, asta duce la îmbunătățirea calității tratamentelor, la îmbunătățirea rezultatelor tratamentelor noastre. Pe de altă parte, avem o creștere a complexității deciziilor terapeutice și încercăm să facem ca fiecare pacient pe care îl avem să fie discutat în cadrul comisiei multidisciplinare și toți experții de acolo să încerce să dea recomandarea cea mai bună pentru pacientul respectiv. Și sigur, același lucru se întâmplă și în radioterapie. Progresele tehnologice, asocierea cu tratamentele țintite, cu imunoterapia, fac ca rezultatele noastre să fie din ce în ce mai bune. Și cam asta este un semn foarte complex și complicat, dar asta este parcursul pacientei cu cancer mamar, de la prevenție și detectare precoce, la stabilirea suficientului diagnosticului de malignitate, stadializarea, etapele terapeutice, felul în care este monitorizată pacienta, până la detectarea precoce a recidivei. În toate aceste etape, comisia multidisciplinară este implicată și are un cuvânt de spus. Și asta este comisia noastră multidisciplinară, dar o mică parte a ei și sigur că din această comisie face parte puțin de ce mai departe, în afară de chirurg, radiolog, radioterapeut, oncolog, face parte și genetician, face parte anatomopatologul obligatoriu, face parte psihologul și face parte dietetician. Și sigur că noi ne bazăm decizia terapeutică pe o grămadă de lucruri mai nou. Deci nu doar pe stadiul clinic sau stadiul post-operator, nu doar pe dimensiunea tumorii sau diferiți factori anatomopatologici pe care aflăm din rezultatul chirurgiei, da? Din sector, rezultatul histopatologic al intervenției chirurgicale, dar și din biologie. Biologia înseamnă comportamentul tumorului și ca așa cum ziceam la metodologie, avem 5 categorii de subtipuri moleculare care ne schimbă total modalitatea în care vom aborda, de exemplu, un stadiu 1, dacă e luminal A, mulți receptori și HER2 negativ, îl vom aborda într-un fel. Vom merge către chirurgie în primul. Dacă e un lucru negativ, stadiu 1, o să propunem un tratament sistemic neoadjuvant. Da? Deci lucrurile astea sunt extrem de importante și cântăresc tot atât, dacă nu mai mult decât stadiul primul. Sigur, riscul genomic este important și în funcție de tot acești factori o să vedem care e tratamentul pe care îl propunem. Și în sens că la începutul ăsta trebuie obligatoriu implicat pacientul în decizia terapeutică. Deci le întâlnim pe toate factorile anuale, tratamentele disponibile, dar trebuie să ținem cont de pacient, de vârsta lui, de comorbiditățile lui, de dorințele lui. Și acesta este protocolul instituțional, interoperează Institutul Oncologic și avem acest protocol actualizat, care sigur se bazează pe studiile internaționale, dar este personalizat pentru modalitatea în care noi lucrăm acolo și vedeți că are o grămadă de pagini de 180 până la sfârșit și radioterapia ocupă un loc important. Fiecare pacient pe care noi îl discutăm fiecare pacient are o recomandare. Nu este o decizie, este o recomandare care ajunge la pacient și ajunge și la medicul de curație. Și această recomandare poate ajuta medicul ca să stabilească mai departe ce este mai bine pentru pacientul. Mergem în parte. Și sigur, când pui recomandarea terapie, după chirurgie, se numește adjuvantă, preventivă și are rolul de a stăpâni boala microscopică, reziduală, da? Și după chirurgia conservatoare, după sector, o recomandăm întotdeauna. După mastectomia radicală, o recomandăm doar în cazul în care avem elemente centralizate. Sigur că recomandăm radioterapia și în stadii avansate, cu rolul de a converti tumorile inoperabile care nu răspund la tratament către operabilitate.
metastatică sau în boala oligometastatică, care e o boală metastatică, dar foarte blândă, care se întinde pe un parcurs de ani de zile și este lent evolutivă. Și sigur, în situațiile paliative. Bun, două vorbe doar, fiindcă asta e o chestie extrem de complicată și pentru mine. Ce face radioterapia sau ce fac radiațiile ionizante? În principiu, afectează membrana celulară, distruge ADN-ul și blochează, are timp de blocare a diviziunii și, practic, distruge celulele maligne. O altă modalitate este cea a limitării reparării celulare, care implică încetinirea proliferării maligne și, în cele din urmă, celulele tumorale sensibilizate și distruse. Și sunt două modalități prin care se întâmplă treaba asta, da? Cel mai frecvent se întâmplă prin efectul indirect, adică radiația ionizează apa intracelulară, formează niște radicali liberi acolo, care distrug ADN-ul, în general o catenă a ADN-ului. Efectul celălalt, care este direct, se întâmplă prin ruptura ADN-ului, celor două catene ale ADN-ului și de cele mai multe ori este viză celulară care nu se mai poate repara. Bun. Întotdeauna trebuie să avem un echilibru între beneficiu și risc. Și când facem și când recomandăm radioterapia, avem în vedere probabilitatea maximă pe care o dorim să obținem a controlului local, dar și riscul de complicații. Întotdeauna controlul local și beneficiul trebuie să fie mai mare decât riscul. Și riscul de complicații, sigur că este dat atât de factorii care țin de radioterapie, dar și de radiosensibilitatea intrinsecă, da? Fiecărui pacient. Și acum, ce trebuie să știm noi? Că, e sigur că eu țin steagul radioterapiei, dar așa este cum zic și cum vedeți aici. Cele două tratamente pentru pacientele cu cancer mamar incipient, sectorul urmat de radioterapie, are aceleași rezultate oncologice ca și mastectomia. De asta, pentru cel mai multe paciente, dacă putem oferi o intervenție chirurgicală, ăsta e țelul nostru, pentru că este extrem de important ca omul să-și păstreze ambisân, să fie și să-și păstreze corpul lui în adevărata lui splendoare. Deci, radioterapia crește controlul local și supraviețuirea. Avem această supraimpresiune a patului tumoral, adică dacă dăm o doză suplimentară pe locul unde a fost tumora, în unele situații putem obține beneficii mai mari, da? Avem această schemă nouă, cumva, de fracționare, adică putem reduce timpul în care pacientul vine să-și facă tratamentul. De la 6 săptămâni la 3 sau poate chiar la 1 să vedeți mai departe. Și, sigur, acestea sunt dovezile date de studii pe mii și mii de paciente și pe o grămadă de triaguri randomizate, care au comparat, practic, două brațe, cu și fără radioterapie. Și vedeți că sunt diferențe semnificative statistic în favoarea pacientelor care fac radioterapie. Mergem mai departe. Chiar și după mastectomie, avem același beneficiu, da? Și așa cum am zis, după chirurgie conservatoare, întotdeauna, în caz de mastectomie, și acolo vedeți mică experiență, adică cu mastectomie, cu prezervarea areolei complexului, areolul mamelonat, sau cu prezervarea pielii, modalități chirurgicale care se folosesc atunci când vrem să facem reconstrucția sânii, în cea mai departe. Și sigur că acum nu se vede foarte bine, dar în principiu am făcut așa o evaluare cu ultimul 3 ani, cam sunt 50-50, mastectomii cu reconstrucție și intervenții conservatoare. Am avut cam peste 4 luni de intervenții conservatoare pentru sân și radicale și pentru 36-40% de paciente am oferit radioterapia. Și sigur, la ce trebuie să fac eu ca radioterapeut când am în față un pacient, da? Trebuie să-mi evaluez riscul de recidivă ca să știu ce trebuie să recomand mai departe, să-mi definez volumele pe care doresc să le tratez. Sunt o grămadă de lucruri acolo de care trebuie să țin seama, să compar diferite tehnici, să-mi evaluez riscul potențial de toxicitate care turnă în balanță, da?
să monitorizez pe parcursul tratamentului toate reacțiile și să ascult întrebările pacientului care sunt legate de tratament și de viață în general și sigur să-l urmăresc ca să văd dacă tratamentul meu are efectele dorite. Da? Și am spus înainte, ținem seama atunci când recomandăm de o grămadă de lucruri care țin de pacient, de vârstă, de muncele de performanță, de stadiu, de lucruri pe care le aflăm din rezultatul histopatologic, de biologie, de tipul de chirurgie și sigur de tratamentele sistemice. Mulțumesc. Pentru că în felul ăsta o să-mi dozez recomandarea, da? O să dau un tratament, o să recomand un tratament mai intensiv sau mai puțin intensiv. O să aleg să tratez mai multe volume la risc sau mai puține, în funcție de riscul pe care îl are pacienta și de toți factorii pe care am zis înainte. Și aici aveți un model despre cum alegem noi să tratăm în funcție de stadiu, în funcție de răspunsul la tratament, da? Că întotdeauna, până dacă eu am avut răspuns complet, de ce mai trebuie să fac radioterapie? Chirurgul a făcut, eu am răspuns complet, de ce să mai fac radioterapie? Tocmai pentru că riscul trebuie evaluat în funcție de stadiul maximal al bolii. Trebuie să ținem cont de ce era înainte de chimioterapie și de ce este după intervenția chirurgicală. Și vedeți diferite teme de tratament, pentru că unele paciente fac 6 săptămâni, altele 5, altele 3 sau chiar una, în funcție de categoria de risc. Și volumele țintă. Volumele țintă sunt volumele pe care noi vrem să le tratăm. În același timp, vedem că dorim să și protejăm organele sănătoase. Și atunci, sigur că o să facem simularea. Simularea înseamnă o tomografie computerizată, pacientul în poziția în care va face și tratamentul. Trebuie să stea pe un sistem de suport care să fie cămăț, să aibă o poziție reproductibilă, să stea relaxat, astfel încât ceea ce se întâmplă aici, la tomografia de plan, care este în legătură directă cu sistemul de plan tratament, unde facem un plan pentru a începe pacientul la radioterapie, lucrurile să fie perfect identice. Ce se întâmplă aici, se întâmplă și la aparatul de irradiere. Și sigur că am spus că avem nevoie de o grămadă de lucruri, de mamografia, de ecografia, pentru că magicianul ne spune tot timpul, ai o tumoră la 6 cm de mamilon, care este la 2 cm de piele, care, ce știu eu, mai, are mai multe caracteristici și de care noi trebuie să ținem cont, fiindcă dacă radioterapia vine după chirurgie, noi avem o cicatrice. Și cicatricea aia nu este un indicator pentru locul unde a fost tumora. Și ne interesează foarte tare tumora, fiindcă locul acela noi îl vom supraimpresiona. O să dăm un plus de radioterapie. Și vedem că facem o grămadă de planuri ca să evaluăm care e cel mai bun. Unde e doza cea mai omogenă? Unde e riscul cel mai mic al complicațiilor? Da? Mergem mai departe. Da, mergem mai departe. Și verificăm întotdeauna ca lucrurile să fie la fel. Pentru că dacă pacientul nu stă la fel la aparatul de tratament de fiecare dată, 25 de minute, 26 de minute, atunci degeaba facem lucrurile perfect în planul lucrurilor. Facem o bucată de hârtie, un pacient se mișcă, respiră, și atunci noi vrem să verificăm slice by slice pe ceea ce dorim să se întâmple să și întâmple în realitate. Și astea sunt aparatele de care dispune acum și pe care putem să tratăm cu foarte mare acuratețe și cu tehnici extrem de precise pacienții noștri. Și sigur că sunt organe sănătoase pe care dorim să le protejăm cât se poate de mult din calea radioterapiei și întrebatul. Și sigur că o să întrebați, bun, cum pot eu să previn sau care sunt factorii care pot să accentueze toxicitatea la tratament. Și sunt anumite factori care țin de pacient, da? Cum este obezitatea, diabetul sau bolile cardiovasculare, care practic le are, cred că, 60%, dacă nu 70% din pacientul nostru, da?
bolile de sistem, autoimune, colagenozele, care iarăși au o implicație relativă pentru radioterapie, sunt mai mari. Întotdeauna există reacția puternică de radiogenul acolo. Da, la fel că factor care țin de tumoră și sigur factor care țin de radioterapie, de tratamentele noastre sau de chirurgie. O chirurgie care se vindecă, o pacientă care se vindecă mai rău datorită complicațiilor care țin de chirurgie, e posibil să aibă și reacții mai puternice după iradiere. Dar nu trebuie să ne sperie reacțiile acute care se întâmplă în timpul tratamentului, fiindcă ele sunt reversibile. Deci, da, se poate întâmpla de la caz la caz, există radiodermite mai puternice să se ducă un strand de piele, nu e nicio problemă, arată rău, poate că se simte rău, dar lucrurile astea se refac în totalitate în adăugă. Ce ne sperie pe noi ca și radioterapeuți este probabilitatea apariției efectelor sau complicațiilor negative, care sigur pot fi care pot fi legate de sân, fibrote, de la miocardia, atrofie, dar pot fi și cele cardiace. Și dacă sunt cele cardiace, mergem mai departe. Da, așa, bun. Și sigur că noi întotdeauna dăm sfaturi cum să ne îngrijim. Cum să ne îngrijim în timpul radioterapiei, ce să folosim, care sunt săpunurile sau să zic, cremele pe care le putem folosi sau nu în timpul radioterapiei. Sunt niște sfaturi pe care le dăm și care există în buletinele informate pe care le acordăm tuturor pacienților. Dar sigur, trebuie să ne gândim și la complicațiile la nivelul inimii, pentru că sunt cele mai, să zic, de care le temem cel mai mult. Din ce cauză? Fiindcă pacientul vine cu comorbiditățile de fond, da? Toată lumea până la o anumită vârstă va suferi o boală cardiovasculară. Deci vine cu comorbiditățile diverse care se suprapun tratamentele sistemice, care majoritatea au target sistemul cardiovascular și inima, și mai venim și noi câteodată cu radioterapia. Da? Și atunci putem merge în pe capă. Trebuie să știm că în ziua de astăzi, radioterapia pe care putem noi oferi, permite cuantificarea precisă a dozei pe care o primește cordul și a dozei pe care o primește o arteră care e importantă, arteră descendentă coronară stângă, da? De care practic este legată morbiditatea indusă de radioterapie, mergem mai departe, și că la ora asta putem face lucruri de în felul următor. Da? În momentul în care inspirăm profund, da? Inima se îndepărtează de peretele toracic și este momentul în care noi putem livra doza pe care o dorim. Da? Deci putem dirija cumva tratamentul nostru în funcție de momentul respirator. Mergem mai departe și puteți merge mai departe și aici practic este o prima pacientă pe care am tratat-o în felul ăsta și, și echipa care s-a bucurat foarte tare de această reușită. Mergem mai departe și sigur există interacțiunea cu tratamentele sistemice și de multe ori vin pacienții și vă iau tratamentul, ne oprim cu tratamentul sau nu ne oprim. De cele mai multe ori nu ne oprim cu tratamentul. Nu ne oprim nici cu tratamentele anti-H2, nu ne oprim nici cu tamoxifen, nu ne oprim nici cu inhibitorii de aromatază, reducem ușor doza la capacitatea, nu facem concomitent cu inhibitorii de cel de K4-6, farmocitiv sau ribociclib, nu facem lucrurile astea decât în setting paliativ. Mergem mai departe. Bun, și acum sigur că ce putem face noi? Care sunt, dacă putem modifica stilul nostru de viață în timpul tratamentului și după tratament, ca să îmbunătățim rezultatele terapeutice. Și lucrurile astea le-am obținut de la colega mea care face parte din echipa multidisciplinară, Brigita Mar, și am dat aici niște sfaturi, cum să facem, ce să facem, ce să mâncăm, și cum să mâncăm, să evităm alimentele procesate și să avem niște doze acolo pentru lapte adăugat, pentru fibre, să mâncăm multe legume, da?
că ajută și îmbunătățește controlul local și supraviețuirea, sunt aceste exerciții fizice, sportul, pe care trebuie să-l facem în mod sistematic, în fiecare zi, dacă se poate, și o alimentație adecvată trebuie controlată și trebuie dirijată atât în timpul tratamentului, cât și după. Nu trebuie să slăbim. În timpul tratamentului trebuie să ne menținem greutatea corporală, să avem nevoile nutriționale acoperite, pentru că în felul ăsta o să avem o toleranță bună la tratament, o să avem un sistem imunitar susținut și rezultatele tratamentului vor fi cele așteptate. Da, și ce spune Brigita, să împugătim cât se poate de des, da? Să evităm grăsimea și sarea, să știm și de la televizor, să adăugăm proteine slabe și proteine vegetale, să includem cerealele și să echilibrăm factorile, mergem mai departe. Și eu când am văzut slide-ul ăsta, am zis că este extrem de ilustrativ și ne dă și rețeta, vine cu rețeta, să renunțăm cumva la mâncarea fast food și să mergem pe o mâncare puțin mai elaborată, care să combine carnea cu legumele și să nu renunțăm nici la dulce, dar să alegem ciocolată neagră, fructele uscate, fructele sofleturile, da? Arată foarte bine. Și sunt o grămadă de sfaturi pe care le puteți găsi pe site-ul Centrului Nutriție de Dumorma Mare și adresa o vedeți aici. Sunt sfaturi pentru pacienți legate de nutriție, legate de metoterapie, legate de modificările care apar datorită tratamentelor noastre, cum să le gestioneze și așa mai departe. Și cum ne vedem după ce terminăm tratamentul? Ne vedem periodic, la 3-4 luni, în primii ani, în primii 2 ani, la 6 luni, în următorii 3-5 ani și controle anuale. Și sigur că da, fiecare evaluare, că întreabă, am consult clinic, analiză, nu trebuie să fac. În principiu, de bază este consultul clinic, o anamneză riguroasă, mamografia care trebuie să fie făcută anual, în completare cu ecografia și nu așa cum a zis la doctor. Sunt o grămadă totuși de lucruri pe care le recomandăm, care sunt dirijate în funcție de tratamentul pe care dumneavoastră îl faceți. Îl faceți 5 ani, 7 ani sau cum vă recomandă oncologul. Da? Și acestea sunt sfaturile mele. Controle periodice, veniți la control. Trebuie să aveți un regim de viață echilibrat. Nu trebuie făcute excese în niciun fel. Nici de restricție, nici de prea mult. Să ne controlăm greutatea corporală și să apelăm la un specialist. Pentru că literatura și publicațiile și media dau niște variante care sunt extrem de conflictuale și diferite. Și atunci întotdeauna aflați lucrurile care vă interesează din gura unui specialist. Și tratamentul și terapia de susținere sunt foarte importante. Și am zis așa că în anii ăștia care au trecut am avut o legătură foarte frumoasă cu Descoper fericirea și mi-a și intitulat prezentarea asta, Daniela Martin, Redescoperă fericirea în 2024. Și vreau să mulțumesc doamnei și Mirelei și tuturor dumneavoastră că sunteți aici și că ne dați speranță și nouă de mai departe. Și sigur, echipa nu sunt medici. Sunt fizicieni, sunt experți fizicieni. Sunt o grămadă de asistente și de tehnicieni, de psiho-oncolog și de neoperatori, de electricieni. Tot se ocupă ca lucrurile să se întâmple cât se poate de bine, de individualizat pentru fiecare dintre dumneavoastră. Și ăștia suntem noi sau parte din noi, pe ceilalți cred că erau la lucru, ne-am ieșit să facem o poză și vă mulțumim. Așa cum ar fi un drept.
Dumneavoastră aveți parte de asistență psihologică, pentru că și doamna Antoreanu și dumneavoastră a spus da. Că bine, este foarte bine să ai asistență. Dumneavoastră aveți parte de asistență psihologică? Instituția în care lucrați? Vă spun sincer că până acum nu am avut culoar favorabil, deși sunt doi psihologi foarte buni, foarte, foarte buni în institut. Dar chiar de marțea asta am format un grup cumva de, și zice, grupul Bali, nu știu dacă ați auzit despre asta, în care cumva se încearcă o detensionare, o echilibrare a tuturor emoțiilor care se adună. Că sigur că dacă ești tânăr rezident sau tânăr medic, ai cumva motoarele pornite și duci până la un punct. Și atunci cumva trebuie să înveți și tu să-ți gestionezi tot ceea ce primești la serviciu și mai departe duci acasă. Și este grupul acesta valid în care fiecare cumva își spune omul. Și cred că o să fie o treabă bună. Cred că va fi o treabă bună pentru noi și o să găsim modalitățile prin care sper eu să putem să ne putem gestiona emoțiile negative, stresul, oboseala și cum să zic, încărcătura. Ca mai departe să facem ceea ce suntem meniți să facem până la urmă. Stai o să-ți trebuie ce trebuie să ai întrebat și doamna Ioan Funcționa, că n-am avut o care via mea pe prezentă și nu poate să fie de mele. Să știți că uneori extrem de dificil. N-am recurs până în acest moment la psiholog, dar pacienții vin la control, că la un moment dat te apropii foarte mult de pacienți, devin, nu știu, prietenele tale, fetițele care le diagnostichez la 23, 25 de ani, dacă sunt fetele tale, vin din 3, 3, 1, 6 luni și te bucur că vin. Am avut pacientă care la un moment dat a mai venit, îmi spuneam din Mărița, din Brașov, și am sperat și sper și acum nu și-a găsit arsenolog. Deși am un mare semn de întrebare. Am avut pacientă la care a plâns în timp ce un biopsia. Plângeam și eu, plângea și ea. Nu știu. Cred că fiecare găsește puterea să-și gestioneze emoțiile și stările. Și așa cum spune doamna doctor Martin, cred că în situațiile astea, menirea și sensul pe care îl dă jobul ajută enorm de mult la autorizare emoțională. Mulțumim pentru răspunsul. Chiar e o întrebare foarte bună. Doamna doctor, dacă dați voie, eu am aici o listă lungă. Dar să știți, am selectat doar două, pentru că la majoritatea ați răspuns în timpul prezentării și anticipam că se va întâmpla așa. Așa că eu le tot triam aici să mă duc, ei la asta am răspunsul. Și am rămas așa. Ce poate face familia, ce pot face prietenii pentru a mă susține în timpul radioterapiei? Ce recomandări aveți? Acum, dacă vorbim de radioterapie în special, radioterapia nu e un tratament dificil. Este dificil prin prisma faptului la pacientele cu cancer prezent. Prin prisma faptului că trebuie să vii în fiecare zi. Că îți modifici, practic, stilul de viață, că de multe ori nu poți veni singur, ai vrea să ai suportul cuiva care ți-e drag, mai ales la primele ședințe, când nu știi ce te așteaptă, cum este, cum o să se întâmple. Ai emoțiile legate de prima zi de tratament. Și atunci, sigur că suportul familiei este fantastic, este foarte important. Și trebuie să vă spun că sunt două categorii de aparținători. Cei care vin și fac totul ca lucrurile, nici măcar nu lasă pe piața doamnă să se dezbrace, fac totul ca lucrurile să se întâmple cum trebuie, când trebuie și la superlativ. Și este a doua categorie de aparținători care pleacă, care se distanțează, care pleacă și divorțurile și separările
în perioada de diagnostic și de tratament este extrem de cum să zic, demoralizatoare și pacientul suferă foarte tare din cauza asta, din cauza bolii, din cauza diagnosticului, din cauza acestei situații. De asta zic că suportul pe care aparținătorii și familia ar trebui să-l ofere este fantastic pentru pacient. Este foarte important. La fel, suportul psihologic. Noi avem norocul și în cei de la Metis, la fel, au norocul de a avea psihologi în clinica lor. Și atunci, pe tot parcursul tratamentului, recomandăm pacientelor. Da? Și acolo este o rezistență pe care avem, am nevoie, că eu pot să-mi gestionez, eu zvintează, eu pot, eu cred, și așa. Da, da, se mai termină bateriile. Și atunci, te duci, povestești, dai altcuiva, da? Și în felul ăsta te simți un picuț mai ușor și poți să o iei de la capăt. Da? Deci familia este importantă. Și de multe ori, în timpul tratamentului, rolul se schimbă. Da? Spală el vase, duce el gunoiul, se ceartă el cu copilul. Da. Mulțumesc tare mult pentru acest răspuns. Ne întoarcem puțin la partea tehnică. Cum pot preveni recidiva sau apariția altor forme de cancer după tratament? Da. Deci aici răspunsul cred că l-a dat mișcarea. Mișcarea, sportul susținut, este dovedit că previne, poate preveni recidiva. Am citit niște statistici acolo că dacă faci 2 ani sport după diagnostic și tratament și cu 2 înainte, sigur, înainte fără să știi că se poate întâmpla așa ceva, scade dramatic până la 50-60% riscul de recidivă. Deci în felul ăsta. Și iarăși, fiind echilibrat, eu nu cred în lucrurile extreme. Cred că trebuie să fii echilibrat, să dormi bine, să mănânci bine, să faci ce vrei, când vrei, să pun niște mici lucruri pe care tu, doamna, le recomandă. Da? Mici abateri, să zic, de la ta viață, obișnuiți, trebuie să te duci la mare, trebuie să faci baie, trebuie să stai la soare acoperit, cu 100 de creme de protecție, cu costum din ăla de arăbesc. Da? Trebuie să-ți faci, să vezi de viață și să-ți faci viața, dacă pot, exact ca înainte. Sau mai bine. Nu știu cine zicea că e mai bine. Doamne zicea că e mai bine. Da. Sau mai bine. Da. Să te bucuri de viață. Că te bucuri numai când vezi, când știi că ai o sabie deasupra capului. Mulțumesc tare mult. Mulțumim, doamna doctor. Curioasă cineva cu care uite. Copleșită. Eram într-o stare de epuizare, de neputință și mi-era foarte greu să văd luminița de la capătul tunelului. Chiar dacă am resimțit în corp că ceva nu este în regulă, nu aveam energia pe care o aveam de obicei, mi-a fost foarte greu să merg și să mă programez. Am avut norocul să întâlnesc pe Mirela Popescu într-o lună a conștientizării cancerului la sân și mi-a fost de foarte mare ajutor pentru că impulsul dat de ea m-a dus mai repede la diagnostic și la tratament implicit. Eram atât de copleșită de problemele mele în momentul în care am primit diagnosticul, încât m-am gândit că în sfârșit s-a schimbat ceva în viața mea. M-am gândit cum o să transmit familiei această veste, băieților mei. Asta, într-adevăr, mi-a fost foarte greu, mai greu poate chiar și de momentul în care am primit, deci am simțit în momentul în care am primit vestea. Ca să mă înțeleg mai bine,
în căutările mele de după ce am încheiat tratamentele, am găsit în cartea Mitul Normalității a lui Gabor Mate niște tipare în care cred că se regăsesc foarte multe femei, în care m-am încadrat aproape perfect. Primul tipar este cel conform căruia ai grijă de nevoile celorlalți, ești foarte atent și săritor cu tot ce ține de celelalte persoane și mai puțin cu nevoile tale. Aici m-am regăsit aproape 100%. Un alt tipar în care m-am regăsit foarte bine este cel al simțului datoriei și responsabilității dus la extrem. Eram responsabilă peste măsură și fără să țin cont de consumul pe care îl ardeam, dacă îmi permiteți, ca să pot să îmi duc la bun sfârșit ce ținea de responsabilitatea mea. Al treilea tipar este cel în care vrei să fii de toate pentru toți. Vrei să fii bun profesionist la serviciu, vrei să fii mama cea mai bună, soție, noră, mai știu eu ce calități avem noi femeile în viața noastră curentă. Sigur, nu-i greșit să fii un bun profesionist, să fii o mamă extraordinară și celelalte, dar duse la extrem, fără să te odihnești, fără să ții cont de consumul pe care de efortul depus ca să le îndeplinești pe toate astea, ajungi în timp la burnout, la epuizare și chiar la boală. Și al patrulea tipar este cel al reprimării emoțiilor. De fapt, înainte de tratament, habar n-aveam ce înseamnă emoțiile. Era foarte greu să trasez limite clare, să spun nu și de cele mai multe ori îmi reprimam mânia, furia și asta m-a costat. Am început tratamentul oncologic cu chimioterapia într-o stare de neputință. Eram parțial în negare, nu mă gândeam că eu, care eram așa de puternic, pot să trec prin așa ceva. Apoi, mai era și componenta de inconștiență. N-am avut pe nimeni familie diagnosticat cu cancer. Și nu știam ce o să se întâmple. Am trecut tratamentul, mă scuzați, am emoții. Am trecut tratamentul. Tratamentul oncologic într-o stare de neputință și chiar izolare. Mi-a fost foarte greu să mă reconectez social și am avut noroc cu Mirela Popescu, care m-a susținut în calitatea ei de om și de pacient oncologic trecut cu succes prin tratamente. Ea a fost foarte aproape de mine și
m-a direcționat către Asociația Redescoperă Fericirea Stop Cancer. A insistat până în momentul în care am putut fi convinsă și acest moment a fost rezultatul analizei histopatologice de la operație, care arăta mai rău decât ceea ce estimau inițial medicii. În acel moment, așa cum am văzut și în prezentările doamnelor doctor, cumva intuitiv, am fost forțată să mă iau și pe mine în considerare. Să contez și pe puterea mea și cumva intuitiv mi-am redescoperit o pasiune, am făcut atletism în adolescență. Am început să mă mișc, inițial să mă detenționez încărcătura emoțională. Ulterior m-am reconectat cu plăcerea pe care o aveam în tinerețe și am început să practic sportul în mod curent, zilnic. În paralel cu asta, am început să mă înțeleg mai bine. Am început căutările despre mine. Era un șoc pentru toată familia să găsească un om puternic diagnosticat cu cancer. Și am început să particip la activitățile Asociației Redescoperă Fericirea. Vreau să le aduc mulțumiri speciale doamnelor Mirela Popescu și Ioana Mureșan și celorlalte prietene pe care mi le-am făcut în cadrul asociației, pentru că m-au primit alături de dânsele și m-au integrat. Practic, am reușit să mă reconectez și să am o altă perspectivă a lucrurilor. Am și câțiva piloni de susținere pe care i-am descoperit, și anume credința în Dumnezeu, credința în puterea mea, recunoștința, și îmi educ foarte mult gândurile. Știu că doamna psiholog Hetea, când m-a întrebat la un moment dat de ce ți-e frică cel mai mult, i-am răspuns că de recidivă, și dânsa mi-a răspuns și dacă nu o să fie cazul. Și îi mulțumesc mult. Celor care, în mod special femeilor, le recomand ca pe lângă măsurile de prevenție recomandate de medici să-și recunoască limitele, să recunoască că nu poți fi a la lung super erou pe 10 fronturi. Celor care sunt diagnosticați cu cancer, le recomand să nu se izoleze așa cum am făcut-o eu, să se îndrepte către asociațiile care pot să le ofere sprijin, și puterea lui împreună este foarte, foarte mare, neînchipuit de mare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, doamnei doctor Vodale, domnului profesor Dindelegan și tuturor celorlalți care m-au susținut
acest moment mă simt bine, analizele mele sunt bune și sper din tot sufletul să rămân așa pentru foarte mult timp de acum înainte. Vă mulțumesc! Povestea mea a început în urmă cu un an și jumătate. Pot să afirm că mă aflam într-un moment destul de satisfăcător și realizat al vieții mele pe toate planurile. Trecusem peste mai multe suferințe, provocări și, în sfârșit, furtuna a trecut, apele s-au limpezit și, cum spunem noi, în sfârșit, răsare soarele și pe strada mea. Dar se pare că nu pentru mult timp. Într-o zi eram de serviciu și ne-am hotărât cu colegele să ne facem programare la mamografie și ecografie, la controlul periodic. Zis și făcut, ne-am făcut programare. În ziua examinării m-am prezentat foarte încrezătoare și sigură că totul va fi bine, deoarece îmi făceam investigații anual, rezultatele au fost bune, eu mă simțeam într-o formă excelentă, nu mă durea nimic, la palpare nu se simțea nimic, deci chiar nu aveam de ce să-mi fac griji. Dar, după mamografie, am intrat în cabinet pentru examinarea ecografică, bucuroasă că rezultatul mamografiei este bun, glumind cu doamna doctor, în timp ce îmi face examinarea ecografică, dintr-o dată văd că se schimbă la față și îmi spune cât de urgent trebuie să facem biopsie. Ceva nu e în regulă, suspiciune de carcinom mamar. În momentul respectiv m-am blocat, nu știam ce să cred, ce să spun, nu mai aveam cuvinte. Lacrimile au început să-mi curgă și roaie pe față. Câteva zile am fost în stare de șoc. Plângeam în continuu și în mintea mea era rula așa ca o bandă, cancer egal moarte, cancer egal moarte. În cele din urmă am zis, după câteva zile de plâns, ok, Camelia, ai plâns destul, această stare nu te ajută cu nimic, trebuie să te aduni, trebuie să iei atitudine, fie ce-o fi. Nu ești nici prima, nici ultima care îi se întâmplă lucrul acesta. Și dacă Dumnezeu îți dă un necaz, tot El te ajută să îl depășești. Au urmat investigațiile medicale, biopsia, CT, RMN și altele, unde s-a confirmat carcinom mamar invaziv fază incipientă. Am fost foarte recunoscătoare că s-a descoperit în fază incipientă, recunoscătoare că medicina a evoluat foarte mult, recunoscătoare că medicii sunt foarte profesioniști și descoperă rapid dacă apare ceva. Asta, bineînțeles, dacă și noi suntem responsabili și ne prezentăm la timp la screening-uri. Tendința mea a fost să caut pe internet ce complicații ar putea să-mi apară, la ce să mă aștept, ce infecții, din câte auzeam, din jurul meu, din povești, cunoscuți au început să vină cu sfaturi, bine intenționați de altfel, cu privire la alte păreri, la terapii complementare, la leacuri naturiste, la tot felul ce au auzit și ei săraci din experiențele altora. Eram foarte derutată, nu știam ce să cred și pe cine să cred. În cele din urmă am zis, acesta este drumul meu, fiecare suntem unici în felul nostru, dacă la X sau la Y i s-a întâmplat ceva, nu înseamnă că același lucru trebuie să mi se întâmple și mie. Voi urma cu strictețe recomandările doamnei doctor oncolog. Cu siguranță dânsa știe care este tratamentul potrivit pentru cazul meu. A urmat intervenția chirurgicală, sector, după
După care mi-am revenit extraordinar de repede. Am stat doar 2 zile în spital, fără complicații, fără infecții. Mă simțeam foarte bine fizic, dar stresată în același timp, cu gândul la chimioterapie, la reacțiile acesteia, la cum voi spune celorlalți membri când mă vor vedea cu perucă. Aici m-a ajutat doamna psiholog Ana Hetea, foarte mult, care îi mulțumesc. Pe traseul acestui drum, pentru mine, cel mai greu și cel mai greu a fost, din punct de vedere emoțional și psihic, modul de comunicare al diagnosticului membrilor familiei, prietenilor, cunoscuților, reacțiile care le vor avea aceștia față de mine, cum mi se va schimba modul de viață. Prin avalanșa de frământări și întrebări, am cunoscut-o pe Mirela Popescu, vicepreședinta asociației, care a făcut un pic de lumină în mintea mea la momentul respectiv și mi-a propus să particip la activitățile asociației. Acolo am întâlnit persoane extraordinare, minunate, care au trecut și ele printr-un diagnostic oncologic. Unele dintre ele trecuseră chiar și de 10-15 ani. Erau atât de vesele, de tonice, de pline de viață, cu energie debordantă, încât mi-au dat atâta curaj și încredere de sine, încât am zis, da, există viață și după un diagnostic oncologic. Trecând prin această experiență oncologică, am avut zile bune și zile mai puțin bune. Perioade când am fost cu moralul la pământ, dar și când am fost foarte optimistă. Insomnii. Pot să afirm că cel mai mult contează să faci parte dintr-o comunitate cu membrii care au trecut printr-un proces asemănător, să soliciți ajutorul ori de câte ori simți nevoia, să nu te izolezi, deoarece orice drum anevoios este mult mai ușor de parcurs împreună decât de unul singur. M-am simțit în permanență protejată și susținută de către Dumnezeu și Maica Domnului, de membrii familiei, de prieteni, de cunoscuți, de personalul medical, de membrii asociației, cărora le mulțumesc. Și recomand cu toată încrederea să se efectueze controlele periodice la timp, chiar dacă ne simțim bine și nu ne doare nimic, screeningurile, să prețim viața, să ne bucurăm, să iubim viața și să trăim fiecare clipă care o avem cu bucurie, cu iubire și cu tot ce ne dorim. Vă mulțumesc! Aici, la această conferință, cel puțin de când o modelez eu, vorbim despre simbioza aceasta dintre medic și psiholog. Abordarea, inclusiv cu un psiholog în sală, a ce înseamnă diagnostic oncologic. Și astăzi, pentru prima dată, avem bucuria, avem onoarea să avem alături de noi un psiholog. Așa că, pentru mine personal, este o mare victorie că se întâmplă și că trăim acest moment. Vreau să vă spun despre ea că este psiholog cu drept de liberă practică în psihologie clinică și în psihoterapie cognitiv-comportamentală și face parte din echipa Ametist încă din 2015. A absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și tot acolo masterul tehnici psihologice pentru controlul comportamentului și dezvoltarea potențialului uman. În cadrul Ametist, psihologul Oana Hetea oferă pacienților suport în ajustarea eficientă a acestora la stresorii cu care se confruntă atunci când trec printr-un diagnostic și prin tratament. Prin sesiuni de terapie, atât individuale cât și de grup, cer
face ea este că intervine în cazul tulburărilor emoționale comorbide afecțiunilor neoplazice și contribuie eficient la creșterea calității vieții pacienților. Haideți să o punem cu rând mare, mare de aplauze! Deoarece, chiar din momentul diagnosticului, cancerul este văzut ca și cum ne-am trezit o țară străină, fără ghid, fără GPS, fără hartă, într-o țară în care, despre care am auzit că este periculoasă și în care trebuie să ne adaptăm. Dar cum un loc cunoscut este mai ușor de cucerit, ne informăm și aflăm de existența unor ghizi extraordinari care ne ajută și ne ghidează, mă refer la asociații, mă refer la tratamente, mă refer la specialiști, care fac nou un loc cunoscut. De ce? Deoarece, așa cum spuneam, cancerul este asociat cu trăirea unei imense suferințe psihologice. Ea influențează, această patologie influențează toată experiența noastră, a noastră și a tuturor celor implicați și a familiei. A familiei pacienților. Cum spuneam, chiar din momentul diagnosticului, pacienții sau pacientele se raportează la lume prin lentila fricii, a incertitudinii, a anxietății. Simt că pierd controlul asupra tot ceea ce era cunoscut, asupra zilei de mâine, asupra abilităților pe care, asupra rolului pe care îl jucau în familie, în societate și în viață. De fapt, se declanșează o stare de alertă, o stare obositoare și consumatoare de resurse. Specific, impactul psihologic al cancerului de sân se poate caracteriza, în primul rând, teama de moarte. Pentru că încă, la nivel cultural, dacă vreți, această patologie este asociată cu evoluția negativă. Luptăm cu asta și dumneavoastră ne demonstrați că lucrurile stau din fericire diferit. Lipsă de speranță, idei de culpabilitate, incertitudinea vindecării, sentimente sigur de vulnerabilitate, cum spuneam la început, teama de boală și teama de pierderea feminității și a rolului pe care îl jucăm în familie și în societate. Dacă am descompune un pic acest mecanism psihologic, de drum de la situația pe care o întâmpinăm la declanșarea tulburărilor psihologice, deformarea imaginii corporale. Cum spuneam, percepția a gravității acestei boli generează emoții disfuncționale, precum, am dat doar câteva exemple, dezamăgire, furie, frustrare. Toate aceste emoții sunt precedate de convingerile noastre, pentru că noi simțim ce gândim. Convingerile stau la baza emoțiilor noastre. Evaluări, dacă vreți, am dat exemplu conceptului de feminitate, dar conceptului de viață, conceptul existențial. Aceste convingeri disfuncționale generează tulburări psihologice. Cele mai frecvente sunt depresia, semnele depresia și anxietatea și distresul afectiv. Auzim foarte des acest termen de distres afectiv. El se referă la un dezechilibru între resursele personale și solicitările din partea mediului, evenimentele care vin spre noi și pe care noi, poate, percepem că nu le putem gestiona. Sigur, dacă nu ne ocupăm de această avalanșă de emoții, din păcate, putem să ne confruntăm cu o grămadă de consecințe, între care deprecierea calității vieții, studiile arată asta, inclusiv renunțarea la tratament, blocarea abilităților de a găsi soluții, soluții de care avem nevoie și uneori sunt mult mai aproape de noi, scăderea aderenței la tratament, creșterea perioadei de spitalizare sau chiar apelarea la comportamente dezadaptative care nu ne ajută. Bun. Ce-i de făcut? Având în vedere că ne confruntăm cu aceste, cu această avalanșă de emoții, trebuie să le soluționăm, ca să nu ne confruntăm cu aceste consecințe ale stresului afectiv. Ce putem face este să ne ocupăm de ele. O variantă de reducere a stresului afectiv este psihoterapia.
Sigur că în prima instanță credem că putem să gestionăm ceea ce simțim, ceea ce se întâmplă cu noi. Uneori așa și este. Uneori credem că avem abilitățile necesare. Avem în momentul în care ne confruntăm cu emoții negative funcționale. Cele care, da, sunt negative, cum este teama, cum este tristețea, da, ele sunt mobilizatoare. Ele ne dau posibilitatea să conștientizăm pericolul și să intervenim. Însă, sunt situații în care apar emoțiile negative disfuncționale, generatoare de simptome psihopatologice, care au rolul de rigiditate cognitivă. Nu știu cum să ies din situația. Sunt blocante și atunci avem nevoie de ajutor. Pentru că de cele mai multe ori sunt atacate cele trei, sunt mult mai multe, dar ele m-am oprit, componente ale sănătății emoționale. Și anume, evaluarea resurselor. Stima de sine, auzim frecvent acest termen. Evaluarea abilităților pe care noi le avem. În momentul în care aflăm că avem o astfel de problemă, tindem să ne identificăm cu boala și să pierdem din vedere resurse, abilități pe care noi le avem și sunt acolo. De asemenea, autoeficacitatea, așa nume, ok, care sunt abilitățile mele, ce pot să fac? De ce sunt capabil să fac? Pentru că foarte multe, așa cum ați spus și dumneavoastră, foarte multe depind de noi. Precum și locusul de control intern. Ce depinde de mine? Ce pot să fac eu? Pentru că uneori avem tendința să lăsăm garda jos. Zicem, gata, eu nu mai pot să fac nimic, ne identificăm cu boala, gata, eu mor, nu mai, nimic nu depinde de mine. Foarte mult depinde de dumneavoastră. Sigur, vă încurajez să ne treceți pragul și să apelați la serviciile psihologului, pentru că nu vorbim așa după ureche, ci avem tehnici validate științific și aici un pic din bucătăria noastră, printre cele mai importante tehnici psihologice validate științific sunt cele cognitiv-comportamentale, mindfulness, acceptarea și angajament, rezolvarea de probleme și managementul stresului. În cadrul ședințelor de psihoterapie ne ocupăm de cele mai importante componente, dacă vreți, a funcționării adecvate a minții noastre. Și anume, intervenim la nivel cognitiv, gândurile noastre. Identificăm și restructurăm convingerile disfuncționale. Pentru că, așa cum spuneam, noi simțim ce gândim, dar nu tot timpul ceea ce gândurile noastre, chiar dacă sunt în mintea noastră, sunt adevărate, ne ajută și le putem utiliza. În mintea noastră, gândurile, așa să le vedeți, ca niște foldere în calculator. Ele sunt așezate acolo în urma experienței pe care am avut-o, în funcție de ceea ce am citit, ce mi s-a spus, și odată așezate în mintea noastră, ele tind să fie foarte apropiate și să le dăm valoare de adevăr. Dar uneori am putea să realizăm că nu e chiar așa. Intervenția la nivel de comportament, putem să avem comportamente adaptative, funcționale, la nivel biologic și la nivel meditativ, mai mindfulness, că ați auzit de multe ori despre. Am vorbit despre ce facem dacă ne confruntăm cu o problemă psihologică. Dar cum facem să nu ajungem să dezvoltăm astfel de probleme? Cum putem să ne protejăm sănătatea mentală? Și nu doar în timpul tratamentului, ci indiferent în ce situație sau în ce etapă a vieții noastre ne aflăm. Auzim foarte multe reguli, avem foarte multe cărți motivaționale, avem foarte multe sfaturi de la specialiști. Așa este, ele sunt foarte utile. Dar uneori, poate nu avem timp să le citim, poate uneori nu rezonăm cu ele. Și, de fapt, sănătatea noastră emoțională cred că constă în lucruri simple, pe care le avem la îndemână. Doar trebuie să le vedem. În primul rând, să ne evaluăm calitățile. M-am oprit doar la câteva dintre ele. Și abilitățile pe care le avem. Pentru că, odată ce ne aflăm că ne confruntăm cu o problemă, un diagnostic sau indiferent de ce problemă, la ce problemă vă gândiți,
ajungem să ne identificăm cu această problemă și, cum spuneam, să uităm de resursele care ne-ar ajuta să ieșim din ea. Dar, știți, eu tot timpul am citit undeva comparația asta și îmi place, problema e ca un ceas atașat pe mâna mea. El nu anulează cu nimic ceea ce sunt. Stă o perioadă și pleacă odată ce îmi folosesc resurse în direcția asta. Înlocuirea cu nu pot, cu ce pot să fac? De cele mai multe ori, tendința aceasta este să începem cu nu pot, să rigidizăm cognițiile noastre. Nimic nu depinde de mine. Depinde foarte mult, cum spuneam, de dumneavoastră. Care sunt resursele acum și ce pot să fac pentru ameliorarea, soluționarea problemelor? Chiar și în momentul diagnosticului, în timpul tratamentului, ulterior, după finalizarea tratamentului, misiunea dumneavoastră este aceeași. Grija pentru sănătate și trebuie să țineți cont de aceste indicații. Ce pot să fac? Ce depinde de mine? Începeți cu ce pot, ce știu, de ce sunt capabil. Sigur, există, cum spuneam la început, foarte multe aspecte care depind de noi și care nu pot fi făcute de altcineva sau să fie preluate aceste responsabilități. Adoptarea unui comportament alimentar. Nu știu, nutriționiști, specialiști, dar în primul rând să nu uitați să mâncați. Asta este fuga și o grămadă de activități pe care le avem. Uneori uităm să avem grijă de aceste aspecte. Igiena somnului. Și încă un aspect important. Concentrarea asupra ceea ce se întâmplă în prezent în viața voastră. Acel mindfulness la care ne refeream adineal. De foarte multe ori și în timpul tratamentului ne focusăm foarte tare pe ceea ce ar putea să urmeze. Și nu pe ceea ce se întâmplă în acest moment. De fapt, pierderea resurselor noastre emoționale și dezvoltarea emoțiilor negative disfuncționale sunt nu pe baza doar ceea ce se întâmplă cu mine, ci pe scenariul pe care îl fac în legătură cu ce ar putea să se întâmple. Din fericire, avem ziua de azi și ziua de azi construiește ziua de mâine. De aceea, investiția dumneavoastră este în ceea ce puteți să faceți azi. Și sigur, o să-mi spuneți, ok, nu pot să trăiesc azi. Facem scenarii în ceea ce privește viitorul. Acum, intru în psihologie, mă refer la anxietatea anticipativă, dar cu datele din prezent. Și, cum spuneam, gestionarea eficientă a stresului. Cei care mă cunoașteți și care ați trecut pragul cabinetului, știți foarte bine că insist pe curățenia gândurilor noastre sau curățenia pe care trebuie să o facem în gândurile noastre, prin restructurarea cognitivă. Cum putem să facem asta? În momentul în care, aici un mic exercițiu, când avem o emoție negativă, analizați un pic la ce vă gândiți în momentul în care o aveți. Ce anume o generează? Dacă, răspunzând afirmativ la aceste răspunsuri, la aceste întrebări, dacă răspunsul este afirmativ, atunci da, gândul este cel adevărat. Dar însă, de cele mai multe ori, nu este așa. Dacă, de foarte multe ori, dacă evoluția va fi una negativă, dacă o recidivă, mereu să vă întrebați, mă ajută convingerea asta? Am dovezi care să o susțină? Dacă nu e adevărat. Eu îmi consum resursele de azi care m-ar ajuta pentru ceva ce ar putea să nu se întâmple. Eu plătesc ceea ce nu cumpăr. Care ar fi costurile și beneficiile acestui mod de gândire? Să vedeți că de cele mai multe ori costurile sunt mult mai mari. Care ar fi un mod alternativ de gândire? Analizați-l. Gândiți-vă la această întrebare, puteți să răspundeți ce aș spune unui prieten. De cele mai multe ori o să vă surprindeți că noi, nouă, ne spune lucruri pe care nu le-am spune niciodată niciunei persoane. De aceea, cred că trebuie să începem să fim blânzi cu noi. Care este logica ceea ce spun? Și evaluați-vă obiceiul anterior. De câte ori ați afirmat ceva, ați făcut predicții, ați făcut scenarii în ceea ce privește viitorul și n-ați făcut dreptate. Dacă altcineva a gândit ca mine, ce stabilie aș da? Știți că noi suntem foarte deștepți cu cei de lângă noi. Cred că trebuie să fim buni și blânzi și deștepți și cu noi. Un aspect important este
să ne dezvoltăm autocompasiunea. Cum spunea Gențiana, cultural este foarte promovată ideea de altruism. Dar altruism și de multe ori ajungem să ne simțim vinovați dacă nu oferim totul celor din jur sau activităților noastre, jobului nostru, copiilor noștri, familiei noastre și nouă nu. Dacă nu le oferim, atunci suntem egoiști, pentru că așa am auzit în jur. Nu este așa. Știți, este vorba aceea dintr-un pahar gol, nu poate să bea nimeni. Prin urmare, ca să fim bine, ca să fim bine cu cei din jur și să putem fi alături de cei care contează pentru noi, trebuie în primul rând noi să fim bine și să ne ocupăm de noi. Cum spuneam, revin, ăsta e un punct pe care, la care insist, evităm scenariul despre un viitor în care încă nu am fost, să nu încercăm să căutăm soluții. Niciodată nu este stop, niciodată nu este mă opresc. Tot timpul sunt soluții, tot timpul merită să măcar să încercăm să le căutăm. Să apreciem, să ne bucurăm de oamenii dragi pe care avem, de realizările noastre. De foarte puține ori ne oprim în urma unui rezultat favorabil și a unor rezultate bune la CT. Bucuria este un minut după care zicem, vai, dar peste trei luni ce o să fie. Nu, sunt bine. Și sigur, ceva ce este gratis, ceva ce este la îndemâna tuturor, să zâmbim mai des. Și cum? Mereu îmi place să închei cu asta. Să nu încetăm să credem în ziua de mâine. Ziua de mâine mereu vine, să știți. Doar trebuie să credem în ea. Și pentru că sunt cognitivistă și pentru că eu nu promovez nici gândirea pozitivă, nici cea negativă, cred că singurul mod de a ne păstra sănătatea este uneori să mâncăm ce nu vrem, să bem ce nu ne place și să facem ceea ce ne-am face. Vă mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Sunteți aici pentru noi, pentru voi, pentru toate persoanele care s-au confruntat sau se confruntă cu un diagnostic de cancer. Acum 8 ani am trecut și eu prin acest diagnostic, care a fost pentru mine un diagnostic foarte dificil și practic mi-a răvășit întreaga mea viață. Am trecut prin toate fazele, inclusiv depresie, prin depresie, prin negare, prin furie. Eu m-am întrebat mereu de ce mi s-a întâmplat mie acest lucru și n-am aflat nici până în ziua de astăzi. Vreau să mulțumesc, deci am fost operată la Institutul Oncologic, am făcut tratamente oncologice care nu au fost deloc ușoare. Am beneficiat de consiliere psihologică și vreau să-i mulțumesc doamnei Ioana Etian de la Clinica Amedis, care m-a sprijinit și mi-a acordat tot suportul. Și tot ce mi-a ajutat mie în acest proces de recuperare și vindecare, am dorit să pun la dispoziția și altor persoane care se confruntă cu un diagnostic oncologic. Și în acest sens, așa cum spunea și Raluca, am înființat Asociația Redescoperă Fericirea, care desfășoară o serie de activități menite să vă ajute, să vă sprijine emoțional și fizic. Ce pot să vă mai spun și să vă îndemn? Să aveți grijă de voi, să mergeți la controalele medicale periodice, să râdeți, să dansați, să cântați, să spuneți nu dacă este cazul, să vă iubiți pe voi și cred cu convingere că în acest moment medicina a evoluat și va evolua în continuare și că prin
Deci nu mai trebuie să punem echivalent între cuvântul cancer cu moarte. Trebuie să avem încredere în noi, în Dumnezeu, în act medical, în tot ce ne aduce bucurie și ne frumusețează ziua, pentru că toate aceste lucruri influențează sistemul imunitar și ne ajută să luptăm împotriva bolii. Vreau să mulțumesc doamnelor doctori pentru prezența la noi la eveniment. Faptul că ați venit aici în rândul pacienților și aparținătorilor este un lucru important pentru noi. Este un pas înainte pentru echipa care s-a format și se formează în continuare medic-pacient. Vreau să mulțumesc echipei de voluntari care au ajutat la organizarea acestui eveniment. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc sponsorilor și partenerilor noștri, Primăria Cluj-Napoca, Casino Centru de Cultură Urbană, Institutul Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță, Clinica Medimas, Centrul de Radioterapie Amintis, Farmaciile Napofar, Farmec și mulți, mulți alții. Iosif Miclăuș, foto și Marius, fotovideo. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Și încă o dată vă spun, aveți grijă de voi și bucurați-vă de fiecare zi, pentru că o singură viață avem și aceasta merită trăită, că dacă nu, așa cum spunea Anatol Basarab, ne trăiește pe noi viața. Ne trăiește!